Luni 30 septembrie a fost dat ordinul de începere a lucrărilor, iar marți 1 octombrie a fost predat amplasamentul pentru poligonul pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova, celor responsabili de lucrări. Activitatea de construire a unor noi facilități de instruire și antrenament este parte integrantă a proiectului de cooperare transfrontalieră România-Serbia. La acest eveniment au luat parte echipa de proiect, dirigintele de șantier și reprezentanții proiectantului și constructorului.